Salutare, dragi dragii, eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați și da, lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii. Totodată, nu uitați să împărtășiți acest video și cu prietenii voștri și spuneți-le și lor despre ce fac eu aici pe Parfumului 35 și despre cum vă arăt parfumul noi sau parfumul vechi sau parfumuri despre care știați, dar nu știați sau, mă rog, ce vreți voi. Puteți să le spuneți ce vreți atâta timp cât împărtășiți acest video și cu ei. Dacă încă nu sunteți abonați, verificați dacă aveți și notificările la pornite și dacă nu le aveți pornițile, dacă sunteți abonați și le aveți, super, mă bucur foarte mult. Dacă vreți să mă susțineți în călătoria mea parfumată, o puteți face cumpărându-mi o cafea, apăsând pe linkul ăla de Buy Me a Coffee din descriere. Bun, am terminat cu această introducere foarte scurtă. Eu sunt Adina, voi sunteți pe Parfumului 35 și astăzi o să discutăm despre câteva parfumuri care cred eu că sunt foarte bune de a fi purtate în aprilie. E ca și când am clipit, când aveam ochii deschiși, era decembrie și suntem în aprilie. Foarte ciudat. În ultima vreme mi se pare că trece timpul extrem, extrem de repede. Ori fac eu foarte multe chestii, ori chiar timpul mi se pare că s-a comprimat și da, e foarte ciudată starea asta de parcă zboară așa toate săptămânile și toate lunile, pentru că mă uitam așa printre parfumurile pe care le am eu cumva mai ușor de purtat sau parfumul spre care ajung mai repede și mirosindu-le weekendul trecut, mi-am dat seama, hei, stai că parfumurile astea sunt un pic cam tari pentru vremea de afară și nu prea este indicat să porți Oud Cold de la Guerlain când sunt aproape 30 de grade afară sau nu este foarte interesant să porți Boho Boko Dark Vinyl Mask în condițiile în care parfumul ăla este extrem de tare și ar trebui să mă îndrept spre ceva mai florat. Și uite, așa mi-a venit ideea să fac acest video cu și despre parfumuri perfecte, perfecte, perfecte pentru aprilie. Mie place foarte mult luna aprilie, sunt foarte multe amintiri foarte frumoase care mă leagă de această lună. Vă povestesc eu cu altă ocazie care sunt amintirile, dar sunt amintiri foarte, 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 foarte plăcute. Bun, și cred că în această lună poți să porți deopotrivă parfumuri fresh, parfumuri florale, dar cred că luna aprilie se potrivește cel mai bine cu parfumurile care au bujor, parfumurile care au magnolie și parfumurile care au niște nuanțe de liliac. Și cumva despre asta o să fie videoul de astăzi. Dar, pentru început, vreau să vă arăt un parfum pe care eu mi l-am cumpărat, cred că este cel mai nou parfum din colecția mea. Este un parfum de care m-am îndrăgostit așa pe loc, pe care l-am testat în magazin și nu aveam bani la momentul respectiv și am așteptat până am găsit o ofertă foarte bună și l-am cumpărat. Parfumul este de la brandul Pupa. Pupa face machiaje, nu am intrat în magazinele Pupa Milano pentru că, mă rog, având machiaje, eu nu sunt neapărat mare fan al machiajelor și nu intru în astfel de magazine, dar eram într-o zi prin Park Lake și am văzut parfumurile afișate și ele sunt trei la număr. Este acesta Vamp, sau cred că toate se numesc Vamp, dar este unul roz, unul roșu și unul negru. Eu l-am testat pe cel roz, pe care în final l-am și cumpărat, și l-am testat și pe cel roșu. Cel roșu nu pot să zic că mă încântă foarte tare, dar de cel roz m-am îndrăgostit și am zis, wow, trebuie să-l iau. El arată așa, eu l-am găsit în final pe Makeup, parcă, și am dat sub 100 de lei pe el, mă rog, cu taxele transport a fost 100 de lei, dar, deci parfumul ăsta, într-adevăr, îți aduce izul ăla de machiaj, de pudră, de pudră, de talc în el. Mi se pare că are un vibe al parfumurilor de la Narciso Rodriguez. Este un parfum curat, este un parfum cu un iz muscat și ce este foarte interesant este că ăsta este un parfum de designer, deși este de la brandul Pupa. El a fost creat de Luca Maffei, același Luca Maffei care a făcut și Vesper de la Mirage. Stai să-l aduc și pe Vesper. Ăsta este Vesper de la Mirage, vedeți, l-am de o lună și este aproape gata. Atât de mult îmi place. Bine, îi place și soțului meu, deci cumva îl purtăm împreună. Deci, același om care a făcut minunăția aia de Vesper a creat și minunăția asta de Vamp, care
Este un parfum foarte ușor de purtat, este un parfum care te învăluie așa ca o a doua piele, este un parfum cu un iz depurat, cu un iz un pic pudrat, muscat, e foarte frumos și chiar vă recomand, dacă vă plac astfel de parfumuri, să mergeți să îl testați în magazinele Pupa și eventual să vi-l cumpărați, pentru că este destul de accesibil la preț, oricum costă sub 150 de lei sau chiar 150 de lei dacă îl cumperi din magazin. Eu atunci nu am bani, dar am găsit această ofertă minunată pe Makeup. Cred că pe Makeup. În fine, căutați-l și vedeți. Dar Vamp sau Vamp, Pupa Vamp, ăsta roz de la Pupa, e un parfum foarte fain și e un parfum spre care ar trebui să vă îndreptați atenția. Și cred că cu ăsta începe topul meu de luna aprilie, pentru că este un parfum cu acest iz curat, care cred că merge foarte bine în luna aprilie. Un altul de pe lista mea, aici gândindu-mă la parfumuri extrem de accesibile la preț, din păcate este un parfum care cred că în România nu se găsește, dar dacă aveți norocul să-l treceți pe undeva prin Spania, chiar vă recomand să vă luați acest Complicity Woman. Este de la Mercadona sau ceva de genul ăsta, e un fel de Lidl, să zic așa, al Spaniei. Ăsta este un parfum foarte verde, foarte floral, mi se pare că se duce un pic înspre sfera verde a zambilelor și da, e și el un parfum foarte ușor de purtat, e un parfum foarte ușor de asortat, este un parfum în care îți vine să te tot dai cu el, pentru că are doza aia verde și dacă e să-l asociezi cu un parfum scump, mie mi se pare că ăsta se duce un pic înspre sfera lui Chanel numărul 19 pudre. Eu l-am și pe acela, desigur, acela e un pic mai complex, însă dacă îți place acel gen de parfumuri pudrate verzi, ăsta poate să fie unul dintre parfumurile spre care să te îndrept și el este super ieftin, adică are 100 de mililitri, mie mi l-a trimis o urmăritoare, dar am senzația că costă sub 5 euro. Deci dacă sunteți prin Spania și puteți să vă luați acest Complicity Woman, chiar vă recomand să vi-l luați. Bun, ce mai avem? Am fost la Curbeanca și mi-am luat două parfumuri cu care am avut așa o relație de love-hate și anume parfumurile de la George Rech. Voi știți, eu le-am cumpărat pe toate patru pentru că mi se părea wow. Apoi le-am tot purtat și cred că le-am purtat prea mult pentru că nu... cumva ajunsesem să le urăsc, am hotărât să le vând, nu a fost nimeni interesat să le cumpere și până în momentul în care cineva a fost interesat, eu m-am răzgândit și uite așa au rămas pe măsuța mea din dormitor și mă rog, între timp s-a produs mutarea, dar ele au rămas acolo. În weekend eu am fost la Corbeanca și am hotărât să mi le iau pentru că l-am mirosit pe ăsta și am zis miroase foarte bine. Deci avem acest Muse Blanche și Muse Pudre. Muse Pudre e un pic mai girly și așa, este un pic mai pudrat dulceag, este foarte frumos, păcat că nu persistă atât de mult cât mi-aș dori eu, însă îmi tot vine să îl pulverizez și îmi place. Ăsta cred că poate fi un parfum foarte bun de aprilie pentru că este un parfum ușurel și dacă e să ne gândim la cum e vremea în luna aprilie, cel puțin până acum, nu prea te face să te gândești că ar fi început de primăvară sau, mă rog, mijlocul primăverii, ci mai degrabă început de vară. Și cam în aceeași categorie este și acest Muse Blanche. El este tot așa, un parfum care are un iz decurat, un iz moscat, foarte frumos și, într-adevăr, și el te învoluie ca o aură, dar o aură feminină și delicată. Bun, cred că astea încă se găsesc. Dacă încă se găsesc, chiar ar trebui să le luați. Eu le-am luat tot așa de pe, cred că de pe Makeup, am trecut. A fost o ofertă foarte bună, am senzația că pe toate patru am dat, cred că 150 de lei, deci a fost super bună ofertă. Bun, hai să trecem în continuare tot așa la parfumuri cu un iz fresh. Eu am aici A Drop Dissay A Fresh, am și A Drop Dissay prima variantă, însă aceea a rămas la Corbeanca. Și A Drop Dissay Fresh și A Drop Dissay sunt niște parfumuri în care cred eu că se simte liliacul foarte frumos. Liliacul fiind o floare de aprilie, cred că parfumul ăsta merge foarte bine în zilele ceva mai călduroase de aprilie. Dacă e să mă refer la cât de fresh este el comparativ cu celelalte pe care vi le-am arătat, ăsta este cel mai fresh. Nu este neapărat un parfum care persistă foarte bine, însă este un parfum care îți dă o notă de prospețime, deci dacă, să zicem, nu știu, într-o zi nu vrei neapărat să miroși floral și delicat, ci vrei mai degrabă să miroși fresh, poți să te îndrepți și spre acest A Drop Dissay Fresh.
Eu ăsta cred că l-am luat de pe Parfums sau ceva de genul ăsta. Bun, ce mai am aici? Un parfum despre care eu v-am mai vorbit, dar v-am vorbit în luna decembrie, dar cred că în luna aprilie și în luna mai el va înflori, și anume este acest Alba de la Casa Goa. Eu v-am mai vorbit despre Casa Goa, ăsta este un brand românesc de parfumuri, mie îmi place foarte mult Casa Goa, și am acest Alba, vedeți că eu l-am folosit un pic, însă Alba mie mi se pare că este un parfum floral perfect pentru primăvară. Are o nuanță de lemn de santal care îi dă un pic de cremozitate și îl face să fie în același timp senzual, sexy, dar și feminin. Mi se pare că este genul de parfum feminin pentru femei. Nu cred că poate fi purtat de, nu știu, o copilă, și când mă gândesc la copilă, mă gândesc la o tipă de vreo 20 de ani, deci nu cred. Însă dacă ai undeva, să zicem, 28-35 de ani, cred că parfumul ăsta poate fi foarte, foarte bun pentru tine. De fapt, nu mă opresc la 35 de ani, 28 până când vrei tu. Este un parfum floral care cred că are nevoie de o persoană un pic mai matură să-l poarte și nu așa foarte girly și... Ah, îmi place foarte mult. Și tocul ăsta. Are un pic de iasomie în el. Și sub tonul ăla de lemn de santal, mie mi se pare că îi dă oarecare cremozitate pe care o iubesc. Deci Casa Goa, acest Alba, este un parfum spre care ar trebui să-ți îndrepți atenția dacă încă n-ai făcut-o, pentru că nu foarte multă lume știe despre Casa Goa și cred că ar trebui, pentru că e păcat. Sunt niște parfumuri extrem de calitative și sunt făcute în România de către un român. Mi se pare foarte tare chestia asta. Bun. Pe lângă Alba, tot din categoria asta a parfumurilor pe care eu le țin în cutie pentru că le apreciez foarte tare, avem acest parfum de la Afnan, Suprema Sigala, această nouă lansare de la Afnan, Suprema Si. Ăsta este un parfum floral, nu știu dacă mai reușesc să mai simt ceva. Ah, dar îmi place foarte mult. Este un parfum floral, este un parfum cu un iz un pic dulceag. Este un parfum care, cred că are niște note un pic de magnolie, și în același timp niște note, nu știu exact să vă zic ce flori sau ce anume din notele florale reușesc să resimt, însă pare așa ca un buchet de primăvară, de flori de câmp. Este wow! Îmi place foarte mult parfumul ăsta. Mi se pare că se aseamănă cu unul dintre parfumurile de la Gucci, din categoria Gucci Flora, dar este un parfum foarte persistent și el cred că este un parfum ce ar trebui purtat de o femeie. Căreia îi place să se afirme, căreia îi plac rochile vaporoase, dar în același timp este o femeie serioasă. Deci, Suprema Si, acest Pink Gala, sau Gala, cred că se numește, dar eu zic Pink Gala, pentru că, mă rog, eu uneori mai dau nume parfumurilor, este ăsta un parfum care cred că este perfect pentru luna aprilie, dar este genul ăla de perfecțiune întruchipată pentru aprilie, adică când zici aprilie, cred că te gândești la ăsta. Ce mai am, da, tot din categoria parfumurilor care cred eu că sunt perfecte pentru aprilie, dar dacă de Alba și de Gala vorbeam de o femeie în adevăratul sens al cuvântului, pentru a-l purta, cred că Riviera, ăsta este de la Mirage, dacă nu v-ați dat seama, Riviera de la Mirage este un parfum feminin, delicat, dar cred că în sfera aia mai copilăroasă a femeilor. Eu cred că este un parfum tineresc, este un parfum care îți dă așa o senzație de mis. Eu am mai vorbit despre el, îmi place foarte mult, are un subton de violetă pe care îl iubesc, are o doză de trandafir, dar un trandafir din ăsta foarte... ca bobocii de trandafir, nu neapărat înflorit, așa, expansiv, ci un boboc de trandafir care așteaptă, care este mugurit și așteaptă să înflorească și, da, e wow! Și-mi place! Riviera, de asta am fost obsedată vreo săptămână, l-am purtat în continuu și nu tot venea să mă dau cu el.
Așa, ce mai avem? Tot din categoria parfumurilor care cred că sunt foarte bune de purtat primăvara, pentru că, na, este primăvară și văd deja că vorbesc de 14 minute, este acest Chopard Magnolia Bliss. Magnolia Bliss de la Chopard e un parfum care a fost lansat anul trecut, nu prea știe lumea de el. Este un parfum care are niște note un pic lemnoase din categoria magnoliei, desigur, și pentru că tot a florit magnolia, cred că ar trebui să-i dați o șansă și să-l purtați. Ce mai avem aici? Mai am două. Unul dintre ele este acest Pivoine Suzu. Pivoine Suzu, ăsta este de la Armani, din categoria Armani Privé. Este un parfum ceva mai scump. Eu mi l-am făcut cadou de ziua mea. Și acest Pivoine Suzu, așa cum îi spune și numele, Pivoine, este un parfum care are bujor, are note de bujor, este floral, este feminin, este delicat și mi se pare că are un hint un pic spicy, cred că are niște note de piper roz în el. Și asta îl fac să fie, pe de o parte, delicat și floral și, pe de altă parte, un pic așa te scoate dintr-o zonă de confort și, da, îmi place foarte mult. Și Pivoine Suzu cred că merge foarte bine în toată primăvara și cred că și vara. Ce mai am? Așa, mai am încă, am spus eu că mai am încă unul, dar mai am de fapt trei. Un altul este acest Souvenir de la Afnan, Souvenir Floral Bouquet. Ăsta este un parfum despre care v-am mai vorbit, este un parfum care are un trandafir dulce, este un parfum care se aseamănă cu Delina de la Parfum de Marly și cred că cu asta am spus totul, v-am mai vorbit despre el, este unul dintre preferatele mele când vine vorba de a fi purtate în perioada caldă a anului, fie că vorbim de primăvară, fie că vorbim de vară, pentru că cred că amintirile mele cele mai plăcute cu acest parfum sunt vara și cred că din cauza asta mi se pare că merge foarte bine cu vremea asta caldă. Este un parfum primăvăratic, este un parfum tineresc, este un parfum care te învăluie foarte frumos într-o notă de trandafir și e un parfum tineresc și te face și pe tine să întinerești dacă îl porți. Așa, și ultimele două, vă promit, penultimul este acest parfum de la Trussardi, Trussardi District of Nolo. Ăsta a fost lansat anul trecut, ăsta este un parfum cu un iz de machiaj foarte profund, este un parfum ce cred eu că se aseamănă foarte bine cu mirosul rujului vintage și din perspectiva asta mie mi se pare că e un parfum care se apropie foarte bine de tot ce înseamnă orașul Milano și da, e fain. Ar trebui să vă îndreptați spre el dacă sunteți în căutarea unui parfum cu un iz de machiaj și un parfum care este un pic mai scump, pentru că este, mie mi se pare că este un parfum un pic mai complex și e un parfum extrem de persistent, în care se resimte exact nota aia de ruj, ruj vintage. Dacă vă amintiți rujurile alea care erau verzi și în momentul în care le dădeai pe buze se făceau roșii, ei bine, ăsta este mirosul acelui ruj. Și ultimul, dar nu cel din urmă, un parfum extrem de ușor de purtat, v-am mai vorbit despre el, My Way Nectar. Ăsta este cea mai nouă lansare de la Armani, este un parfum care se învârte în jurul iasomiei și a are iasomie și pară în el, nu știu dacă am pocit numele acestui fruct, însă e wow. E ușor de purtat, este genul de parfum spre care te duci de fiecare dată când nu știi ce să porți, îl pulverizezi și pa, ai ieșit pe ușă. Este un parfum foarte fain de purtat în orice situație, fie că te duci la o întâlnire de afaceri sau la o plimbare în parc, este wow și sigur vă va plăcea. Bun, și cam astea sunt parfumurile spre care eu cred că ar trebui să vă îndreptați în luna aprilie. Chiar sunt curioasă dacă le cunoașteți, sunt curioasă dacă le aveți în colecție și sunt curioasă voi ce purtați, așa că scrieți-mi în comentarii. Bun, până data viitoare, pa, pa!